Creșterea prețurilor la alimente este rezultatul politicii dezastruoase a guvernului PNL în gestionarea programelor grave din agricultură. Este cea mai dureroasă dovadă a faptului că guvernul Dreptei Unite a eșuat în gestionarea pandemiei și a economiei. Cei mai afectați sunt cei cu veniturile mici, care alocă pe alimente o mare parte din venituri. În primăvară, când PSD propunea măsuri pentru combaterea efectelor secetei, pentru prevenirea efectelor pe care le resimțim azi, guvernul Orban era mai preocupat de alegeri anticipate, exact cum sunt acum mai interesați de alegeri decât de gestionarea pandemiei și a economiei. Creșterea prețurilor la alimente este rezultatul politicii dezastruoase a guvernului PNL în rezolvarea problemelor grave din agricultură. În loc să-i susțină pe fermierii români pentru a putea produce hrană sănătoasă la prețuri rezonabile, în România, dintr-o ranchiună pur politică, guvernul PNL a oprit 50% din programele guvernamentale demarate în timpul guvernării PSD. Mai grav este că situația pare a se înrăutăți în următoarele luni și va lovi cel mai tare familiile cu venituri mici, care deja au fost puternic afectate din cauza incapacității guvernului de a-i sprijini în perioada pandemiei. După scumpirile uriașe la fructe și legume, urmează scumpirile la carne, ce vor fi accentuate pe fondul sărbătorilor de iarnă. Ați văzut vreo creștere la alimente în ultimul timp? Da, aproape la toate. Aproape la toate alimentele, mai ales la carne. Da. Credeți că este din cauza guvernării? Că nu gestionează problema cum trebuie? Nu știu dacă e din cauza guvernării, dar ei, cum văd că ne măresc pensiile, cum gata măresc ei prețurile. Și deci pensiile degeaba se măresc, că nu avem niciun beneficiu cu scumpirea care este acum. Diferența dintre PSD și PNL se poate observa cu ochiul liber. În timp ce PSD ducea România pe primul loc din Uniunea Europeană la creștere economică și la mai multe culturi agricole, PNL duce România pe primele locuri la împrumuturi și la creșterea prețurilor la alimente.